Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Maia Golovin, Ane Grosu, vă mulțumesc din suflet pentru distribuirea vlogului. Înainte de a începe să fac rezumatul, vreau să vă aduc la cunoștință, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, că am fost contactată de Daniela. Mi-a scris Daniela. Această individă îmi cerea să fiu decentă în exprimare la adresa ei. M-am uitat pe mesajul ăla de câteva ori și m-a bufnit râsul. Cât tupeu poate să aibă această individă? Dragii mei telespectatori, i-am răspuns și i-am spus ceva de genul. Dacă tu vrei decență din partea noastră a telespectatorilor, prima dată arată-ne tu că ești decentă. Cât tupeu să aibă această individă? Dragii mei telespectatori, vreau să vă aduc la cunoștință, bine, eu știu de mai multe zile, dar știți cum sunt, până nu văd eu ceva concret, nu vreau să induc ceva ce nu este adevărat. Dar acum, văzându-i caracterul, tind să cred ce mi-a ajuns la urechi, la adres, de ce a putut să facă Daniela. Se pare că Daniela ar fi bătut o fată din casă. A bătut-o la ce mod? Că fata aia a ajuns la spital cu zgârieturi, vânătăi, nu știu cât de adevărat e, dar repet, tind să cred. Pentru că acum mi s-a confirmat că Daniela are un tupeu fantastic. Știți destul de bine cine mă urmărește că doar concurenții obraznici din casă mi-au scris și au fost deranjați de comentariile mele. Dar cei cu bun simț și caracter, că am criticat pe toți când au greșit, nu mi-au scris. Ba din contră, mi-au trimis mesaje de felicitări. Dar ăștia limitați, cu un caracter prost, că știți, prostul să te ferească Dumnezeu să-l faci pe cel prost, că să-i spui în față că e prost, că sare de fund în sus. Știți vorba aia. Dacă avem un proș un deștept și spunem prostului că a greșit, ăla sare de fund în sus și se opărește. În schimb, deșteptul, fiind înțelept, stă, meditează și vede unde a greșit. Așa că, Daniela, mi-ai demonstrat ce creier ai și care ți este nivelul de înțelepciune. Și acum, haideți să începem rezumatul zilei de ieri. Ce vedem? Vedem că se deschide emisiunea și, bineînțeles, concurenții dansau. Vine pupăza asta de Daniela, isterica asta, și face semn lui Vlăduț că trebuia să se întoarcă cu spatele, foarte deranjată. După începe o discuție mai aprinsă cu Roxana. Roxana a demascat-o, Roxana este fata care a reușit, bravo ție Roxana, care a reușit să o demaște pe Daniela și să ne arate că este falsă Daniela și Daniela, bineînțeles, că a dat mahalaua din ea. Și eu v-am spus de la bun început că Daniela este genul de femeie care vrea să pară ceea ce nu e. Că este cultă, cu minte, înțeleaptă. Nu. Daniela, ești cea mai josnică. Adelina egal Daniela și Ana. Părerea mea. Și începe și se contrazic Roxana și cu Daniela, dar Roxana a făcut-o, de-a dat Daniela tot ce a putut din ea. Și începe Daniela să țipe, să urle, să înjure, să facă ca toți nebunii că i-al vrea pe Vlăduț. Roxana, bravo ție, i-a arătat că nu este frică de ea și s-a dus în cameră la băieți. Ce mă deranjează cel mai tare? Că această Daniela s-a folosit de Vlăduț. Ea spune la început că nu simte nimic pe Vlăduț. Ea l-a prins pe Vlăduț, fiind un copil cu bun simț, educat, onoare, nota 10,
mamei lui Vlăduț, o educație de nota 20 ați putut să-i dați lui Vlăduț și se vede că Vlăduț e altă stofă și că l-ați luat din emisiunea aia. Vă felicit, doamnă, jos pălăria. Și ce face această Daniela? Se folosește de Vlăduț. Vlăduț, fiind foarte bine educat, nu este genul cum este Radu, că Daniela, de fapt, prima dată a încercat cu Radu să se apropie de Radu. Dar văzând că Radu este foarte puternic și foarte violent și agresiv, nu ieșeau planurile. Și atunci s-a folosit de Vlăduț. Vedem că începe și plânge și face ca toți nebunii, sparge fărâmă și înjură și vine în casă, se pune pe canapea, ea plânsă toată, dar fără lacrimi, că strica machiajul, și se pune lângă Adelina, care și Adelina a venit nemachiată și era supărată rău de tot, și întreabă naba pe Adelina. Da, ce se întâmplă cu tine? Și bineînțeles că sare Daniela. A uitat că Roxana este în camera la băieți, că ea plângea. Îmi vă spun eu ce s-a întâmplat. Păi măi, fetiță, măi, falso, măi, Daniela asta isterica. Păi dacă plângeai și erai așa de afectată, ce te interesa pe tine ce se întâmplă între Adelina și Radu? Dar ca să vedeți, dragii mei telespectatori, că această Daniela se vrea în top 3. Ba chiar să ia locul Adelinei. Și vedem că această plângăcioasă isterică, falsă, intră în discuția, ca să fie pe cameră, între Radu și Adelina. Dragii mei telespectatori, eu am avut o bănuială de la bun început, dar am zis, mă, poate mi se pare, hai să studiez. Ieri ce văd, mi s-a confirmat tot ce am spus. Tot ce credeam, nu ce am spus, tot ce credeam eu. Daniela se vrea în top. Și atunci ce face? Face exact ca Radu. Nu îl lasă pe Vlădu să vorbească cu o fată, țipă, urlă, înjură. Deci tot ce face Radu, face Adelina, Daniela. Ea e conștientă că asta vrea staful. Mahala. Și atunci s-a dat bine pe lângă ăștia doi, Adelina și cu Radu. Au făcut bisericuță. Și acum se susțin toți trei. Dacă ați văzut, Radu o atacă pe Daniela și spune că plânge fals, că e totul teatru, dar după care îl atacă pe Vlăduț și spune Vlăduț e de vină că ea e în starea asta. Adelina spune e karma Daniela, dar după care, dar nu vă este milă că plânge? Exact ce făceau Radu, Adelina, Codruț și Ana, când erau un cuplu, ei se susțineau, dar în același timp se și atacau să nu bată la ochi și să-și creeze materiale. E, asta văd eu acum la Daniela, Radu și Adelina. Ei au făcut bisericuță, se susțin, dar Radu nu te duce capul că Daniela este mai bandită ca voi, se folosește de voi, face pe bombardiera și dacă este adevărat că a bătut și fata aia, vrea să vă ia fața în fața staffului. Daniela este conștientă că își primește hate de la public, dar nu interesează că turcii nu țin cont de voturile publicului. Ei vă pun pe voi fapt că acum iese Adelina sau Radu o perioadă săptămânală. Săptămâna asta și cealaltă am înțeles că Radu și Adelina, după care iar Radu. De ce? Că se vede destul de clar pe grupuri, Adelina și cu Radu nu sunt susținuți, dar pentru că ei se bat, se înjură și cred turcii că fac atmosferă, atunci îi premiază. Asta încearcă și Daniela, crezând că îi va lua fața Adelinei. Și așa că, dragii mei telespectatori, asistăm la o mahala de cea mai joasă speță, la un teatru ieftin, cum nu se poate mai rău, și vedem decât falsitate între acești trei. Vine moderatoarea și ce vedem? Vedem că îi spune Danielei că nu a procedat frumos și că s-ar putea să aibă probleme, că a spart, că a fărâmat. Și a zis, ce am de plătit? Două dușuri și un dulap. Bravo! Bravo!
Bravo, Daniela, și vrei decență. Vrei să te felicităm. Păi, n-ai văzut și tu la Gelu? Gelu s-a văzut că are o ușoară gelozie pe Vlăduț. Dar e de bun simț, ne face să râdem pe ce spune el, dar n-a făcut ca tine, fetiță, și poate era îndreptățit că e bărbat îndreptățit în ghilimele față de tine. Dar tu, o bombardieră de joasă speță, venită din Mahala, crescută în junglă, acum îți arăți caracterul, adevăratul tău caracter. De asta și Vlăduț, tu te-ai legat de cel mai educat copil din casă. Fiind cel mai mic, ai știut să-l manipulezi și ai vrut să-i induci lumii că tu îl plași pe Vlăduț. Nu! Ești atât de perversă la 25 de ani încât crezi că păcălești o țară întreagă. Nu, fetiță! Ne-ai arătat că ești diabolică, că ești psihopată. Deci crede-mă ce-ți spun, așa ceva să vezi la o femeie, nu pot să spun decât că este prost educată și că e de cea mai joasă speță. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Și dacă este adevărat că Daniela a bătut acea fată. Deci nu are nicio explicație. Indiferent care ar fi fata, eu știu care e fata, despre care mi s-a spus. Dar vreau să las să vedem dacă este adevărat zvonul ăsta care mi s-a spus. Deja că am și mesaje, dar mă abțin de moment. Mă abțin de moment că atunci o voi taxa pe această bombardieră, limbricul ăsta, femeia asta, bărbat, care are arefe de jilava și de bărbat. Daniela este cea mai mahalajoică. Și așa că urmăriți să vedeți că Adelina și cu Radu și Daniela fac bisericuță și fac ceea ce s-a întâmplat și cu Codruț, cu Ana, Radu și Adelina. Acum ei trei se folosesc unul de altul să facă materiale și să fie doar ei pe cameră ca turcii să-i placă și să îi premieze pe toți trei. Dar vom vedea, nu știu dacă stafful o să o pună vreodată pe Daniela în fața Adelinei că se sesizează, adică o pune pe una, dar pierde doi. Nu știu, sigur, să vedem. Să vedem până unde duce. Că Daniela și-a luat un hate ceva de speriat. Și dacă este și adevărat cu bătaia, la revedere, Daniela. Să nu mai cer decență. Să nu mai cer decență când tu ești o mare mahalajoică și o bombardieră. De cea mai joasă speță. Dar închid acest subiect că nu-mi face plăcere și revin la Radu. Ca să vedeți mitocănia din Radu. Ce întreabă pe Ana? Dar ce, Ana? Tu te-ai întâlnit cu Codruț? Dragii mei telespectatori, cât o peu să aibă mincinosul ăsta care dacă îl scuipi în față spune că plouă? Păi din moment ce Ana a recunoscut în grădină că din cauza Adelinei ea a fugit, acum tu ai tupeu să întrebi dacă s-a întâlnit cu Codruț afară, tu știind că v-ați întâlnit. Ca să vedeți, dragii mei, până unde duce tupeul și nesimțirea acestui ferentarist. Și bineînțeles că Ana acum spune că nu. Măi, Ana, tu chiar ești bătută în cap. Iartă-mă, dar îți meri soartă. Să vedem dacă e adevărat. Acum nu mai recunoaște. Păi ea cu gura ei a spus că au ieșit afară și se vede după ei cum stăteau. Vai de capul vostru de mincinoși și de falși și vreți să fiți apreciați de public. Nu aveți cum să fiți apreciați de telespectatori când voi ne arătați decât teatru, minciuni, falsitate, violență și obrăznicie. Nu aveți cum decât... Astea sunt urmările la ceea ce arătați voi în emisiune. Să-ți fie rușine, Ana. Ce mai vedem la Radu când Ana recunoaște că i-a dat bani lui Codruț și că i-a cumpărat acei Adidas? Cine sare și cine e cel mai afectat? Radu. De ce, Ana, vii și acum ai scoți ochii lui Codruț? Dar de ce te-ai sesizat așa, ferentaristule? Răducu, de ce te-ai sesizat? Că și tu ești în aceeași oală?
Că și pe tine te sponsorizează Adelina? Ah, vedeți mă că nu vă duce capul? Vedeți mă că nu vă duce capul și voi? Credeți că noi nu vedem? Și că suntem limitați în gândire cum sunteți voi? Păi de aici cine i-a explicat? Exact că de asta ți-e frică că mâine pui mâine și ție îți scoate ochii Adelina că te-a ținut pe bani. Să-ți fie rușine, măi ferentaristule. Și ce mai văzut, măi ferentaristule? Că te plângi că nu mai ai urmăritori pe TikTok? Păi și atunci cum ești votat, măi răducule? Păi vedeți că staful vă vrea? De asta te-ai ologit, mă răducule. Și uite urmările, acum e și tu și Adelina, și tu și Adelina. Vezi, de asta v-ați ologit, de asta ați plâns și ați făcut pe nebuni. Ca să fiți premiați, mă, de turci, că asta le place la turci. Dragii mei telespectatori, că fac o mică paranteză, am văzut aseară pe TikTok pe Gherghe, la emisiunea Mireasa. Acolo să vedeți moderatoare. Ce credeți că spune moderatoarea? La pupezele, nu știu care, cum este problema, dar cert e că le-a certat. Și la ce mod? Alo, fetelor, voi credeți că ați încurcat canalul? Cred că ați greșit canalul. La noi nu se promovează violența, obrăznicia și bullying-ul. Ați încurcat canalul. Hei, doamna Dorobanțu, ați ajuns de râsul lumii. Ce emisiune moderați? Aia e prezentatoare. Nu ce faceți dumneavoastră și lăsați pe ăștia să se omoare în direct și să se înjure, să se scuipe, să se umilească, un bărbat să umilească femeile, să le scuipe și să le înjure. Și dumneavoastră nu faceți nimic. N-am văzut și eu un cartonaș pentru umilirea femeii. N-am văzut să nu le mai dați bani, că acolo iardeți. N-am văzut nimic. De când veniți și spuneți, da, vă bufnește râsul. Vă abțineți să nu râdeți. Îl certați așa, de ochii soacrei. Vai de capul vostru cât ați putut să decădeți ca și emisiune. Deci cea mai culită și josnică emisiune este Puterea Dragostei. De asta și sunt în vloguri, ca să vă scot defectele și să vedeți că nu sunteți pe un drum bun, că ați luat-o pe arătură rău de tot și că promovați decât prostituate, dansatoare, femei ușoare, bombardieri, băieți care nu le place munca. Atât. Aia nu este Puterea Dragostei. E o adunătură de borfași. Atât. Nu toți, nu toți, dar o mare parte din ei sunt de cea mai joasă speță și vă face plăcere și culmea că ăia sunt premiați. Cu ăia faceți emisiune, cu ăia discutați. Să vă fie rușine. Și acum ce mai vreau să menționez, că vroiam să menționez în vlogul de ieri, dar n-am mai avut timp, referitor la Nicolas și Georgiana. Din punctul meu de vedere, dragii mei telespectatori, Nicolas și Georgiana se plac. Se vede pe privirea lor, prin privirea lor, dar sunt atât de orgolioși și orgolioși, orgoliu de la prostesc, la modul că ei nu se bat, dar se jignesc atât de urât și atât de josnic, încât te uiți la ei și spui, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Nicolas, tu ca bărbat, și mai ales că o plași pe Georgiana, nu știu sigur dacă tu mai ești în casă, că nu te-am mai prea văzut, ar fi trebuit să ai un pic de decență. Tu ca bărbat ne arăți că ești de cea mai joasă speță și am observat că după ce ai un șpriț, când vine emisiune, dai cu Georgiana de toți pereții. Nici cu Georgiana nu mi-este rușine că este genul de femeie care tacă, 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 tacă. Toată ziua ea are ceva de comentat la adresa ta. Măi, dați-vă cu apă rece și măcar că rămâneți prieteni. Nu mai vă porcăiți, mă, frate, în emisiune, că se vede urât rău și mai ales tu, Nicolas, ca bărbat. Se vede foarte urât. Voi vă simpatizați, dar pentru că aveți gura spurcată, ați ajuns să vă faceți de râs în fața unei țări întregi. Ce mi-a plăcut? Degeluțul. Degeluțul mi-a plăcut tachinările între Vlăduț și el, frumos, de bun gust, Danielo, e exemplu de la un bărbat.
Ia exemplu de la un bărbat. Cum trebuia să te comporți și să vezi tu că geluțul este ușor, ușor, dacă merge pe linia asta, va începe să fie plăcut, chiar dacă nu mi-a plăcut geluțul. Dar v-am spus, vă purtați frumos, mă porc ca atare. Vă purtați urât, așteptați-vă la hate. Asta e. Iar Roxana, cea mai tare. Cea mai tare. Este o femeie de nota 10, asumată, care a reușit să demaște pe Mahalagioica de Daniela. Bravo ție, Roxana, ține-o tot așa și ai toată susținerea mea. Îmi place foarte mult și îmi plac oamenii asumați. Vlăduț, dacă era un pic mai bărbat și rămânea în emisiune deja că, adică la modul să nu cadă în partea aia să se strice, să se dea după Daniela, s-ar fi stricat, s-ar fi pierdut un copil bun. Dar Roxana se vede că e justițiară și că nu poate să o doboare oricine. Nu este frică de genul ăsta de specimene, iar Vlăduț, fiind foarte sensibil și cu bun simț, risca mult. Dar mi-ar plăcea să vină un bărbat înțelept, cum este Vlăduț, și un pic mai justițiar, cum este Roxana, și atunci să vedeți emisiunea. Și atunci să vedeți ăștia corecți, adevărați. Și bine ar fi că avem în casă. Alex m-a dezamăgit, dar îl mai las de moment. Alex, nu ești bărbat. Nu-mi place deloc atitudinea ta. Ești foarte moale, vorbești când nu trebuie, ce nu trebuie, gafa care ai făcut-o cu gluma aia de proastă factură de-ai lovit-o pe Adriana. Nu prea îmi place, nu ești bărbat. Iar trebuie Roxanei un justițiar și un băiat corect ca ea și atunci să vedeți cum îi demască pe toți ăștia falși. Naba, Roxana, Daniela, nu Daniela, ferească Dumnezeu, deci Naba, Roxana, Georgiana, Adriana, uniți-vă și Naba, tu ești mai lider, așa, bine ar fi să vă uniți și să demascați tot teatrul ăsta și tot circul ăsta și ăștia falși din emisiune. Gen Daniela, Adelina, Ana, Radu. Demascați-mă, că bărbații vă căs cam slăbuți. Voi, fetelor, vă că sunteți mai justițiare și mult mai corecte decât bărbații care sunt acum în casă. Încercați să vă uniți. Geluțu, ai fi bun. Beatrice, ieși la suprafață că nu te vedem. Hai să vedem. Acum vă las, vă pup cu draga voastră Pandele Laura, vă doresc o sâmbătă minunată și ne vedem mâine la următorul vlog. Și abia aștept să vedem dacă este adevărat bombardiera asta de Daniela, dacă a avut obrăznicia să bată o concurentă din casă. La revedere!